떠는 그런 민물 자세 한번 꺼내치고 보자. 몇 달에 하는 거 짝짝이 됐어. 남이 준비하는 건? Și nici prin fața camerei. Dacă zic, știi cine face, organizează bani? Doar în clasa la care a luat loc întâi. Da, noi nu avem ce treabă. Da, ce de-al doilea noi? De-al noi filmez alea. E cam coază. Tot B-ul nostru. Vin în Romina. Bă, ce e camera aia, mă? Da, Romina parcă fac stă acolo. Parcă fac stă acolo, că stă în care. Hai, Romina. Da, stai cu ce-l dau. Și sărbătoarea Crăciunului. Primăvara, florida naturii și sărbătoarea mărțișorului. Vara, marea cu frumusețe clei, soarele și distracția. Dar toamna, toamna... Balul de la păcilor! Amen, ameno, la cire.
Nicoleta, reprezentanta a clasei a 9B. Este o clasă foarte înnoită, ritmul ei preferate fiind R&B, pop și house. Îi plac petrecerile și plimbările în aer liber. Se consideră a fi o fată extrem de serioasă, iar dorința ei cea mai mare este să devină învățătoare. Îi plac filmele de acțiune, însă cele de dragoste sunt preferatele ei. Numărul 3, Boico Alexandra Andreea, din clasa 9C. Este o fire sensibilă, care iubește drumețiile și plimbările cu bicicleta. Din câte ne-am mărturisit, ar fi stare de orice, pentru un tot mere sau o salată de fructe. Visul ei este să devină doctor stomatolog. Este o fire optimistă născută sub semnul Capricornului. Printre pasiunile ei se numără dansul și atletismul. Îi place să trăiască viața la maxim și să gătească, mâncarea ei preferată fiind spaghetele. Ea este Togadiuk Ina din clasa 9G, o blondă cu ochi albaștri, sensibilă și romantică. Ina îi plac plimbările pe malul mării, iar dacă îl vrea din brunetul înalt, cu ochii negri s-a simțit perfect. Popa Simona concurează în această seară pentru titlul de Miss Bobo cu numărul 7, care poate îi va aduce noroc. Adoră să mănânce pizza și filmele din seria Matrix. Unul dintre hobby-urile ei este notul. Deocamdată preferă să se plimbe cu bicicleta primită de la părinții ei. Prietenii spun despre ea că este optimistă, dar prea tăcută. Cu numărul 9 în lista concurentelor pentru titlul de Miss Bobo se află Drejluță Simona din clasa 9-10. Ne-am mărturisit că este nebunită după plimbările matinale pe malul mării și filmele de dragoste. Este o fată timidă, romantică și foarte optimistă. Din clasa 9-10, numărul 10, concurează și Biron Maria Mancalena. O handbalistă în riftă i-a făcut parte din echipa de handbal a colegiului. Îi place să picteze, fiind chiar autoară în expoziție de icoane la Hamilton Next. Se consideră o persoană optimistă, copilăroasă și foarte vorbăreață. Cea de-a 11-a concurentă și a fi a reprezentant al clasei a 9-C, Rusu Ramona, este superficioasă din fire, apelând zilnic la horoscop. Apropo, s-a născut sub semnul Taurului. Îi place sportul, este îndrăzneață, iar visul ei este să devină polițistă. Îi urăm succes! Concurenta cu numărul 12, Zeleznac Ioana, este din clasa a 9-C. Iubește sportul, limba engleză și muzica. Este timidă și sinceră, considerând pesimismul ca fiind unul dintre principalele ei defecte. Își dorește să ajungă translator. Numărul 13 s-a potrivit perfect concurentei cu soția, Andreea Mădălina. Ea, caracterizându-se ca fiind o persoană sădicuță, care îi plac filmele horror și muzica rock. Își dorește să devină medic, o potrivire perfectă.
Valeriu și mersul pe role. Defectul ei și pentru care ne pare sincer rău este faptul că se subapreciază. Gazdele dumneavoastră din această seară, Cristina, Cătălin, Anca, Claudiu, vă urează vizionare plăcută! Profesor Mircea Popescu, domnului director adjunct Renato Tronciu, doamnei profesoare Aurora Bericu, doamnei profesoare Anca Tronciu, doamnei profesoare Irina Patrolea și, nu în ultimul rând, doamnei profesoare Maria Romalu. Mulțumirile de rigoare voi da citire sponsorilor care ne-au întins o mână de ajutor în realizarea acestui spectacol. Aceștia sunt Secer Facos S.A., Secer Leonardo S.R.L., Secer Bermas S.A., Secer Ecuator S.R.L., Secer Best Service S.R.L., Secer Mona Lisa Impact S.R.L., Image Gymnastic Club, Secer Rocatelli S.R.L., iar faza este asigurată în această seară de Protection Guard D&B. A deschis calea muzicii latino în industria muzicală românească și de atunci s-a situat în fruntea topurilor de specialitate. Un aspect fizic de invidiat, care a nebunit multe doamne și domnișoare. O voce inegalabilă care ne cântă despre iubire, dezamăgire, sentimente fierbiți, atât în limba română cât și în spaniolă și îndeamnă la mișcări provocatoare. Îl cunoaștem cu toții. I-am ascultat muzica, o ascultăm zi de zi și îl vom asculta și în această seară. Doamnelor și domnilor, domnișoarelor și domnișorilor, invitatul special al acestui eveniment este nimeni altul decât Pepe! Pepe! Da, dar până acolo este cale lungă și aceasta începe cu o trupă de dans pe flabul tinerilor. Sincron! Thank you.
Și a creat emoții în timpul preselecției și sper să o facă și în această seară pentru dumneavoastră. Romeo Spirescu! Bună seara și bine v-am găsit!
unghiului prea bun. De profesor nu mă spun. Mărânde când doi și trei, la-la-la-le. Nu mă tot să pare ei, la-la-la-le. Tu nu văd și nu ascult și fumezi acum. Și zi și noapte, la-la-le. Mărânde când doi și trei, la-la-la-le. Nu mai pot să pare ei, la-la-la-le. Și sunt și nu îl ascult. Și zi și noapte la lei. Dacă ai să îndrăznești, hai cu mine să chiulești. Hai să le spunem în zon. Hai să mai ai cum să dormi. Pe afară nu mai ies. Te vende școala mai des. Și profanii se crucesc. Unde zic că eu muncesc. Am scăpat de doi și trei, la-la-la-lei. Nici nu vreau să aud de ei, la-la-la-lei. Am luat patru la mate, mai mult nu se poate. Nici zi, nici noapte, la-la-lei. Am scăpat de doi și trei, la-la-la-lei. Nici nu vreau să aud de ei, la-la-la-lei. Și va ajunge la putare, ca să știu ce mai. Și zi și noapte la lei.
talentuoși și foarte talentați. Muzica, categoria 1 și versul pe măsură. V-aș mai zice câte ceva despre ei, dar mai bine ascultați-i! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Ovidiu și Mago, vă spunem bună seara și sper să ne simțim bine împreună, ok? Hai să dăm drumul, prima piesă dedicație pentru toate fetele frumoase din această seară. Simona, pentru voi vă rugăm aplauze. Ia să vedem. Simona, dar nu pleca, măi, ai făcut plăștință și gata, ia stai un pic aici. Ia loc pe scaunul la noi, la Casa de Cultură. Hai, stai, ia să mai găsim două fete. Uite, văd o domnișoară, ia, uite, domnișoară, bă. Lăsă un pic microfonul și pun după ea. Ovidiu, ai grijă de Alina, sau Alina bani, că ea fuge de aici. Imediat. Aici la liceu? Da, bă, și cum se pare liceu aici? Hai să vine? Hai să facem puțin grăge pentru liceul vostru! Hai! Hai să intrăm în scenă? Ia uitați ce fete frumoase avem aici! Aplauze pentru ele! Trei fete frumoase, mai facem o altă cunoștință cu ele dumneavoastră? Vorbiți? Monica. Monica. Claudia. Simona. Ia să vedem, vă toate sunteți învățați aici la liceul ăsta, da? Trebuie să știți voi ce înseamnă la un diminutiv, nu? Cine știe ce la un diminutiv? Diminutiv! Știi? Atunci îmi zici repede așa, ca în 3 secunde, diminutivul cuvântului ceapă. Lepuță! Bravo, mă, uite ce urmă! Foarte frumos! Aplauze pentru răspunsul domnișoarei! Ah, e de nota 4-5. Ia să vedem dumneavoastră să-mi spuneți care e cel mai tare profesor din școală de la voi? Vreau să aud de la tine. Anuței! Anuței, așa e! Ia să vedem aplauze pentru domnul sau doamna Anuței! Aia înseamnă că e de bine. Și tu, pune-ne tu o întrebare nouă. Foarte mișto! Aici la pedagogic a fost frumos dintotdeauna. Dumneavoastră o să alegeți care este câștigătoarea. O să le numim pe rând și aplauzele voastre vor însemna o notă. Da, ia să vedem prima concurentă. E un 5-6 acolo. Ia să vedem a doua concurentă. Aha, e ceva mai bine. Și dumneata, ia să vedem. Nu că am știu, mă, pentru ce mai încercăm o dată cu domnișoarele două, da? Ia să vedem pentru ea cât de tare gălăcie! Așa, bun, hai că mai vedem, noi că ni se spune că nu mai este timp. Așa, hai să... premiul pentru... Uite, o să ne luăm pe amândouă și o să-mi dăm un premiu. O să ne invităm în seara asta oriunde în Suceava, pe cheltuiala noastră consumă tot ce vor. E bine, fetele? Asta pentru că ne place la voi și e mișto. Mulțumim pentru prezență, o seară bună în continuare. Următoarea piesă pentru cele trei concurente ale noastre
și pentru voi în mod special distracție plăcută în cântare cu noi Ovidiu și acolo orchestra Dragonic. Doar din sufletă e pentru voi viața. Thank you.
alături de 6 fete de la liceul nostru, pe muzica celor de la Backstreet Boys. Primiți-ne în scenă pe trupa Ciuc! La care a obținut locul 2, Steaua de Cristal sunt doar câteva din festivalurile la care a participat. O voce superbă și un repertoriu amplu pentru Paula Ghivirigă!
asta. Ea este Ramona. Bună seara. Și Lucian se pare că apare acum. Ce ziceți, fetelor? Măi. Ok, vă mulțumim mult. Și distracție plăcută în continuare. Super freak. E ice. E cool. Ice!
like it, then we tell the fucking niggas suck a dick and sell nigga, yo. The niggas is stinging, the pistol up in the pond. They drinking the one by one, work hard, they drunk, they finna fuck up somebody. And they really, they willing to feel, niggas are stepping the stair. Who be the niggas that sold up our 38 million, young schmear? Who with the niggas in black? Who with the niggas with strap? Who with the niggas that's busting back at your goddamn black? Now it's on your turn to rock like back in the day. I know niggas ain't gonna get a fight. Ain't nothing but lost, don't get uptight.